Alte 12.000 de persoane vor beneficia de ajutorul lunar de la stat pentru perioada rece a anului în valoare de 700 de lei. Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de majorare a plafonului de acces la asistență financiară. Alocația se va oferi pentru perioada noiembrie 2022-martie 2023. Proiectul are scop de a asigura continuitatea a două măsuri întreprinse de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Prima măsură se referă la majorarea pragului de trecere pe venit la evaluarea dreptului pentru ajutor pentru perioada rece a anului. Deci, respectiv, pragul minim de venit se majorează de la 2.998 de lei la 3.543 lei pentru adulți. De asemenea, guvernul a aprobat extinderea termenului de luare a deciziei privind acordarea dreptului la ajutor social și cel pentru perioada rece a anului de la 20 de zile până la 40 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.